Ce face un constanțean la Șarul Dornei? Se relaxează. Se relaxează? Se relaxează. Muncă și relaxare. Muncă și relaxare. Da. Nu, aici suntem la o pensiune și vreau să înțeleg cum de la direcția de pază din subordinea Consiliului Județean Constanța ați ajuns să faceți ce în zona, în Țara Dornelor? Vreau să facem turism în Țara Dornelor. Da. Turism însemnând, domne, detalii, mai multe vorbe. Da, am făcut o pensiune și acum, efectiv, eu tot timpul râd că sunt într-un concediu. Pentru că după 40 de ani trăiți la mare, să te muți la Vatra Dornei, să vezi muntele în fiecare dimineață, într-adevăr este și relaxant, e un concediu extraordinar. Cum am ajuns aici? Ne-am dorit să ne facem o pensiune. Noi ne-am dorit să ne facem o pensiune în Turcia și inteligența artificială, Dumnezeu, a început să ne arate pe telefon pensiuni prin România. Și așa am găsit pensiunea din Șarul Dornei și am ajuns în Șarul Dornei. Ați cumpărat-o și ați renovat-o? Am cumpărat-o, am renovat-o, un an de zile am muncit și am renovat-o și acum culegem roadele muncii noastre. Care e capacitatea de cazare? 12 locuri. Și sunt 6 camere. Sunt două camere matrimoniale și două apartamente cu câte două camere. Fiecare cine vine aici? Care e tiparul de turist care vine la această pensiune? Dacă există un tipar? Există un tipar. Tiparul e următorul. Oameni care doresc liniște, relaxare și mâncare bună. Pentru că zice lumea că aș găti și bine. Este și punct gastronomic este aici. Este și punct gastronomic, da. Păi, v-ați apucat de gătit odată ce ați venit aici? Cum e? Că trebuie niște cursuri, mă gândesc, și niște... Nu puteți servi în orice condiții mâncare, nu e așa o chestie după ureche. Nu poți servești în orice condiții mâncare. Cursuri de bucătărie, nu pot să spun că posed prea multe. Este doar pasiune. Sau 90% este pasiune. Cum e mâncarea de aici? Gătiți numai mâncare de aici? Sau gătim mâncare și de aici, și mâncare dobrogeană, și mâncare turcească. Acum, tot așa, funcție de tipic. Sunt clienți care vor mâncare bucovineană și le facem multă mâncare bucovineană. Sunt care vor să guste și mâncarea dobrogeană și le facem mâncare dobrogeană. Sunt care mai vor și internațional și mai dăm și pe turcește și pe alte soiuri, alte nații. Dar, în general, mâncare bucovineană e adevărat un pic adaptată la gusturile constanțene. Care e diferența între mâncarea din Dobrogea și cea din Bucovina? Sau e o chestie total diferită? Foarte, foarte diferită, nu. Baza sau diferența majoră ar fi condimentele. Noi mâncăm în zona de sud, în zona Dobrogei, mâncăm mai condimentat. Și sărat. Și sărat. Aici, într-adevăr, mai puțin condimentat. Sunt multe condimente de care ei, cei de aici, n-au auzit. Pentru că la noi este influența turcească mai puternică și... Dar aici brânzeturile sunt la putere, smântâna. Brânzeturile la putere, smântâna la putere și ciupercile la putere. Bun. În principal ciupercile. Peștele, păstrăvul și uneori și păstrăvul. Și cam asta. Dar brânzeturile, într-adevăr, au un gust deosebit. În zona asta la noi aici... nu crește decât iarbă. Vara vine foarte târziu sau căldura vine foarte târziu. Ultima zăpadă este în jur de 13 aprilie, prima brumă în principiu undeva pe la 13-15 septembrie. Facem focul până spre sfârșitul lunii mai și atunci nu crește decât iarbă. Iarba pe care consumă vacile, așa că cea mai importantă legumă este cașul de vacă. Mi-a plăcut. La noi aici, Constanțeanu e deja dornean de acum. Da, da. Peste 10 ani unde vă vedeți? Făcând ce? Sper să fac același lucru. Aici sau în alt? Aici sau visul meu rămâne mai departe, să ne facem o pensiune în Turcia. Posibil să ne vedem prin Turcia. Da, soția ce spune? Soția e de acord. Da, că înțeleg că ea a ales aici. Eu mi-am căutat, m-a rugat să-mi dea Dumnezeu o soție ori machidoancă, ori tătăroaică și a nimerit o dobrogeancă care este și machidoancă și tătăroaică și așa că le avem pe amândouă. Ok. Da. Ce oferă pensiunea în afară de mâncare bună? O oază de relaxare. Avem ciubăr, avem muntele în spate, dimineața
cei mai frumoase că să-ți iei cafeaua în brațe și să te duci să privești muntele. Ok. Mulțumesc și acum să mergem la masă. Hai. Frige? Frige. Șef Lucian Giurcă, cu ce ne... Chef de... Cu ce ne serviți aici? Ciorbă ciocăneșteană. Este o ciorbă specifică zonei, cu multe ciuperci, cu jintuit, cu smântână și cu păstrăv afumat. Perfect. Să avem poftă. Și urmează, ce urmează? Papanași fierți, la cererea publicului ascultător.